Salutare tuturor, bine ați revenit la un nou tutorial. Astăzi vă arăt cum puteți folosi un VPN free cu un singur click. Dacă vreți să accesați site-uri care nu sunt disponibile în țara voastră, puteți face acest lucru cu un VPN gratuit, îl descărcăm și îl folosim cu un singur click. Ce conține mai exact acest tutorial? Vom descărca VPN-ul, îl vom folosi, vom verifica adresa IP, și vom face și un test de viteză pentru că este un VPN gratuit, fără limită de trafic. Dacă te ajută acest tutorial și vrei să susții canalul, apasă butonul de mulțumire de mai jos, este acest buton. Apasă butonul de like și abonează-te la canal dacă nu ai făcut-o deja, vei fi notificat de fiecare dată când postezi ceva nou. Haide să începem să vedem ce poate Ultra Surf Free VPN. Site-ul oficial de unde descărcăm Ultra Surf este acesta, las linkul în descriere exact așa cum v-am obișnuit. Am mers direct la pagina de download, avem variante pentru iOS, Android, avem extensie pentru Chrome și client pentru Windows. În acest tutorial voi face referire doar la clientul pentru Windows, restul vă descurcați, puteți testa și celelalte variante, sunt absolut toate gratuite fără limită de trafic. Deci mergem pe clientul Windows, îl salvăm undeva pe desktop, eu așa am făcut, punem browserul în bară și tot ce avem de făcut acum este să dăm un dublu click pe aplicație. Vedem că imediat s-a deschis un tab în browser, avem aici o explicație pentru acest lucru, ei ne spun că trebuie doar să dăm dublu click pe aplicație, conexiunea va fi criptată și se va deschide browserul lor default care este home.ultrasurfing.com Bine, voi puteți folosi fără niciun fel de probleme browserul vostru preferat, motorul de căutare preferat, nu este niciun fel de problemă. Acum am lansat VPN-ul, altceva nu aveți de făcut, puteți să vă uitați pe aici prin opțiuni, să vă jucați cu opțiune, dar uh, setările default sunt perfecte. Puteți folosi acest VPN gratuit doar dând un dublu click pe el. Bun, am spus că verificăm adresa IP și mai târziu puțin uh, facem un test de viteză. Hai să deschidem un tab nou și să scriem whatismyip.com, dau un enter. Și vedem că am un IP de Statele Unite, Fremont, aceasta este locația, deci IP-ul meu este ascuns, pot accesa anumite site-uri restricționate în țara mea. În continuare facem testul de viteză să vedem ce viteză ne oferă acest VPN gratuit, fără limită de trafic. Eu zic că din testul pe care l-am făcut este o viteză decentă pentru ceva gratuit. Da, 2,9 Mbps pe secundă, este o viteză decentă, exact așa cum am spus. Am folosit fast.com pentru că speedtest.net nu mă lasă să fac un test de viteză. Haideți să vă arăt și vouă. Rămâne la connecting. Probabil nu îi place ceva legat de acest VPN. Oricum vedem adresa IP, cea care v-am arătat-o și înainte, o detectează. Și în momentul în care dau go, Așa rămâne, nu începe testul, de aceea am folosit fest.com. În continuare, dacă ești interesat să vezi cum se instalează Pop OS Linux pe un laptop vechi, urmărește acest tutorial complet și vei vedea cum se face acest lucru. Acesta a fost tutorialul de astăzi, eu am fost Zraul, până data viitoare, ca de obicei, te-am salutat.